Chiși este o mapă populară de mult timp și deși nu pare să se întoarcă în mapul CSGO-ului profesionist prea curând, este totuși o mapă foarte jucată în continuare. Noul Chiși nu este foarte diferit de vechiul Chiși, singurele schimbări importante fiind în mid, care este mai ușor de jucat pentru city side, și a site-ul la care este mai ușor să dai retake acum. Deci chiar dacă nu ați jucat Chiși de la update, sper că acest video să vă ajute. Înainte să începem videoul, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și butonul de like pentru că sunt la început și aceste lucruri mă motivează. Iar dacă nu ați văzut celelalte tutoriale ale mele precum cum să dominați Mirage, vă recomand să dați un click aici pentru a vedea. Acestea fiind spuse, vom trece la clip. Față de cum să domin pe Mirage aici, o să vă arăt toate smoke-urile de care aveți nevoie la început, urmând să discutăm despre strategii în partea a doua a clipului. Deci dacă știți deja smoke-urile esențiale de pe Chiși, puteți da skip, o să vă las în comentarii minutul de unde începe discuția despre game plan. Dar eu vă recomand să vă uitați la smoke-uri, chiar dacă pe unele le știți. Primul smoke pe care o să vi-l arăt este cel de conector mid, vă poziționați după cea de-a treia linie de la trecerea de pietoni, vă orientați după aceste geamuri, țintiți în mijlocul lor aici, și jump throw, alergați și dați jump throw când călcați prima dată pe trecerea de pietoni. Acest smoke nu necesită neapărat un line-up perfect, dar trebuie să fie timing-ul perfect, smoke-ul pică perfect în conector. Exact cu aceeași linie puteți să dați un smoke de white box, doar că nu vă mai uitați la ferestre, vă uitați deasupra acestui A și exact la fel run throw și dați drumul cum călcați prima dată pe trecerea de pieton și smoke-ul pică perfect în white box. Acum o să vă arăt smoke-urile de mid cross, vă poziționați în partea dreaptă a pragului, țintiți după acest geam ca mine, aruncați cu click stânga. Smoke-ul pică pe mid în partea stângă. Acum smoke-ul din partea dreapta, vă poziționați în cealaltă parte a pragului, țintiți la fel în partea cealaltă a geamului și smoke-ul acoperă perfect ambele părțile midului. Țineți minte că aceste smoke-uri sunt inutile dacă nu sunt date amândouă, deci din nou, dacă nu aveți cu cine să dați smoke-uri, vă așteptăm pe matchmaking.pro. Smoke-ul de a rămas cam același, vă poziționați pe partea dreapta acestui perete, țintiți ca mine. Pur și simplu step throw, smoke pică perfect, acoperă orice fel de unghi. Smoke-ul de B main cross to checkers, vă poziționați în fața acestui stâlp ca mine, țintiți după această bucată de metal exact ca mine, un pic mai stânga și pur și simplu step throw. Smoke-ul pică perfect, acoperă main-ul și puteți să treceți lejer spre checkers. Următorul smoke este pentru CT din Toxic, mai întâi trebuie să spargeți aceste geamuri, vă uitați și țintiți după acest punct de pe perete și pur și simplu aruncați cu click stânga. Smoke-ul pică perfect, acoperă CT. Din aceeași poziție puteți să dați și un molly pentru default și headshot, țintiți după acest punct, coborâți cu ținta până când atingeți prima linie albă. Și aruncați pur și simplu cu click stânga, molly-ul pică în side, în molly celui din default și în headshot. Alt smoke pe care puteți să-l aruncați din fugă, dar totuși nu îl recomand pentru că este inconsistent și cei de la CT pot pușa prin el, este de aici, în caz că nu vreți să-l dați pe cel de acolo. Vă aliniați până când nu mai vedeți această ușă. Țintiți în partea stânga acestei chestii, nu știu ce e, și pur și simplu run throw. Smoke-ul pică foarte în afară, cei de la CT pot pușa prin el, de data asta am lăsat și un gap în care se poate pușa foarte ușor, deci vă recomand să-l dați pe celălalt. Alt smoke dintr-o poziție similară este cel pentru Heaven, vă poziționați cu acest colț, vă dați mai îndreaptă până când vedeți cam jumătate din ușă. Vă uitați după muchia din partea dreapta a ușii, mergeți cu ținta în sus până la prima linie și faceți cam 2 pași aruncați. Smoke-ul pică în Heaven, iar cei de la CT nu vor vedea nimic prin el. Am uitat să vă arăt aceste două molly-uri pentru mid, unul este pentru B window și celălalt pentru sandbag, cel pentru B window vă poziționați pe acest X. Țintiți, numărați aceste linii, țintiți pe a 6-a mai sus de pata asta, exact așa. Și
și era într-o. Moli o pică în două. Moli o pentru sandbag este acesta. Din heaven țintiți după acest stâlp și pur și simplu aruncat pe stânga. Trecem la CT, primul smoke este pentru oameni, vă poziționați în marginea mașinii, țintiți între ciocan și secure și aruncați pe stânga. Smoke-ul pică perfect în main. Însă vă recomand să nu îl dați pe acesta pentru că pierdeți foarte multe secunde de smoke. În schimb, puteți pusha până la forklift și să dați smoke-ul vostru. Bine, nu chiar așa, să înțelegeți ideea. După ce acest smoke se duce, puteți să dați un re-smoke în caz că stați în MBK. Vă poziționați în acest colț, țintiți pe forklift exact așa, e un spot pe care trebuie să-l rețineți și pur și simplu aruncați cu geantro. Smoke-ul acoperă perfect aimic. Un smoke pentru mid connector în caz că vreți să dați early round este acesta, vă poziționați în partea dreaptă a acestei uși, țintiți în mijlocul acestei ferestre în partea stângă și aruncați cu click stânga, smoke-ul necesită un line-up foarte perfect. Un molly foarte ușor pentru boost este acesta, vă poziționați în mijlocul acestor saci, țintiți în colțul acesta. Vă duceți în stânga cu ținta până sunteți în partea dreapta cu diri și aruncați pe simplu click stânga. Smoke cu pică boost. Un smoke pentru deep B main este acesta, vă poziționați în partea dreapta acestui prag. Vă uitați pe această lampă, vă duceți mai dreapta și step draw. Smoke cu pică main, adic. Tot un smoke pentru B-main, dar nu adânc din aceeași poziție, vă puneți aici, țintiți în colțul acestui semn și aruncați puțin locul stânga. Smoke-ul acoperă perfect intrarea. Și în final, ultimul smoke este unul de retake B. Vă poziționați pe această linie, vă puneți pe crouch. Nu uitați să rămâneți pe crouch, vă uitați pe această chestie de lemn sau ce-o fie, țintiți în stânga ei. Vă uitați după acest vent și țintiți în mijlocul lor și pur și simplu aruncați cu stânga. Smoke-ul pică perfect și acoperă checkers. Acum că v-am arătat majoritatea smoke-urilor și moliurilor de care aveți nevoie, vreau să vorbim un pic despre game style pe cash. Și o să începem în mid. Majoritatea echipelor la CT joacă poziții 2A, 2B, 1 mid. Ceea ce nu este prea indicat pe cache pentru că este foarte ușor pentru cei de la Tero să execute pe mid cu un singur jucător acolo. Dacă dați smoke în connector și whitebox cum v-am arătat și un molly în sandbag, jucătorul de la CT poate doar să se retragă în felul acesta fiind lipsit de info și dând un avantaj foarte mare echipei adverse. Deci la CT recomandarea mea este să jucați mereu 2 mid, 1A, 2B pentru că cel care joacă mid în highway se poate roti foarte ușor și repede în A. Și când jucați la Tero, încercați să faceți mereu rost de mid control pentru că așa puteți face foarte ușor split push în A sau în B prin mid și main sau mid și CT în B. Încă un trick foarte util este că acum este foarte ușor să-ți faci boost rapid în heaven fără să ai un cu echipier care se pună pe control apoi să te ridice, pur și simplu spui cu echipierul să stea acolo undeva la jumătatea distanței între acest butoi și heaven și pur și simplu poți urca prin un buhop foarte ușor, economisiți o grămadă de timp, salvați poate o secundă sau jumătate de secundă, dar acea jumătate de secundă poate să vă ajute să faceți un first pick sau să evitați un molotov, să prindeți jucători de la CT cu molotov în mână. Dacă vreți încă puteți să încercați stilul ăsta de play când dați un smoke ceva de genul, mai dați un flash poate și pușați prevents pentru a aplica bine. Mă voi aplica pentru a înțelegeți ideea, pentru a aplica presiune pe jucătorii din mid. Dacă mai aveți un coechipier poate care să vă dea un flash ceva de genul, un flash de genul, este foarte ușor pentru cei de la Tero să aplice presiune pe mid, mai ales dacă se joacă cu unul singur mid.
pe noul Kiss a adăugat această margine și să zici că a apărut un unghi destul de bun pentru cei de la CT să se mai bată cu cei din mid, dar în continuare majoritatea unghiurilor din mid sunt T-side și este foarte ușor pentru cei de la Tero să execute pe mid, mai ales dacă se joacă un singur jucător mid, v-am zis. De-aia recomand să se joace 2 mid, 2 B1A, pentru că jucătorul care stă în highway din mid se poate roti foarte ușor în A și să ofere suport în caz că playerul din A are nevoie. Cât despre A, nu s-au schimbat foarte multe în afară de această cutie care poate să ajute foarte mult la un retake sau în caz că pușează să te dai în spate. Acum cu ajutorul acestei cutii poți să dai un molly în forklift, înainte dacă încercai așa ceva puteai foarte ușor să fii prins cu molly în mână. Această cutie mai adaugă și un unghi în caz că ai un AWP să-ți iei aici, poate e un entry frag sau poți face acest geam care este destul de ușor și ți oferă la fel un unghi destul de bun. În rest nu s-au schimbat prea multe, nu știu ce să vă zic. E destul de la fel, gameplay-ul că avem apa veche, așa că putem să trecem un B. Recomand ca dacă se joacă 2 mid să se joace neapărat și 2B, pentru că este imposibil de ținut B-ul solo. Deși acest unghi este destul de bun, dacă vă dau un singur smoke așa, jucătorii de la Tero poate să pușeze super simplu în checkers și dacă au checkers control poate pot leger să încerce o execuție cu smoke-uri și flash-uri. Dacă se joacă în 2 jucători, cel mai probabil aceștia o să fie undeva în site și checkers. Cei de la Tero pot încerca să dea acest smoke, să dea smoke-ul pe care vi l-am arătat și poate un molly de genul. Nu chiar așa, stați așa să repet. Un molly de genul. Așa perfect, care pică undeva adânc în checkers. După ce molly-ul s-a dus, poate să dea un flash în checkers și să pusheze pentru control. V-am zis, odată ce au controlul aici pot executa foarte ușor site-ul B. Dacă se joacă un singur jucător, repet, singurul lucru pe care îl poate face un singur jucător în caz că se pușează B este să țină acest unghi. Acest unghi ar fi cam singurul pe care îl poate ține, iar acesta este unul incomod. Să zicem că ar mai putea ține aici, dar la fel este destul de incomod pentru că trebuie să te uiți la două poziții deodată. Deci țineți minte, mereu 2B. Despre terombe nu prea mai am ce să vă zic, încercați să folosiți smoke-urile pe care vi le-am arătat și sper că acest clip să vă ajute să dominați Miraj. Țineți minte, dacă v-a plăcut acest clip și v-a ajutat, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și până data viitoare, sper că stați în casă.